mai greu basketul decât fotbalul? E, nu e o comparație directă, așa nu prea poți să o faci. Basketul e cel mai complex sport, în primul rând din punct de vedere al regulilor, în al doilea rând ca intensitate. Adică e foarte la greu. La fotbal, dacă atacau ai tăi și erai libero, dacă nu te duceai la un corner, la astea mai te odihneai. Mai stai la centru acolo, mai vorbeai cu atacantul. Pe la jumătate mai da. Nu, mai da. Atingeai pe la glezne. Aici, da, aici nu mai puteai. Aici nu ai cum, pentru că fazele se succed da, repede. Adică nu ai timp de nu mai ai prea mult timp de gândire. Corect. Primul meci la seniori? Te-ai dus la Arad sau unde? Nu, la Iași. La Iași, altă poveste, da. Că, la Iași să debutez, mă rog, ne-am antrenat noi o vară întreagă, fizic, așteptam pe Dragan Petricevici să vină, semnase și acolo eram. Am avut eu o vară înainte când eram aproape să renunț. Și un prieten foarte bun, Codrin Enceanu, fost basketbolist, zice, acum e momentul să te duci, vine un antrenor sârb, tu nu știi ce înseamnă asta, dar ăștia sunt nebuni, maniaci, trebuie să te apuci. Pentru că el credea în mine mai mult decât credeam eu. Adică eram și eu cu încrederea și nu prea găseam la părinți o susținere să... Adică, mă rog, emoțional, cam singur m-am reglat pe parcurs. Și... am zis, hai să încerc. Și după o vară de muncă, pregătire înainte și cu echipa, atunci erau două cantonamente. Era unul la mare, gen bătrânii echipei veneau da. Cu soțiile și așa, de reacomodare la efort. Și unul, ulterior, venea acasă, două zile plecai la munte, care ăla era... Ăla era serios, da. Și... ne-a anunțat. Seara urma de la Iași, plecam cu trenul. La Iași, la mare, cu trenul, făceai toată noaptea. Da, adică sunt 500 de kilometri, pleci noaptea, ajungi dimineață la Constanța. Cum a zis Chinezul, știi cât faceți voi până la Arad? Și 11 ore. Mă, sunteți mai mari decât China. Știi? Așa și de la Iași la Constanța. Bună, bună. Câta țară aveți. Da, și s-a făcut echipa de cei care erau antrenori secunzi și așa. Și noi eram eu cu încă un coleg, care acum e antrenor, Alin Radu, prin Anglia la universitate și profesor la universitate, la Worcester, în Anglia. Și stau așa, stau, zic, bă, o groază de muncă, o groază de stres, adică să termină, am simțit că se duce podul de sub picioare și zic, totuși n-am început basketul, adică muncise mult până acolo. Dar n-am apucat nu eram, să... Da, nu eram de top, dar eu în capul meu credeam că merit acolo, adică vroiam, știam că acolo trebuie să fiu. Pleacă profesorul și mă gândesc, zic, acum sau niciodată, adică ce fac, nu fac, m-am ridicat. Și am alergat după el afară din stadion, că era pregătirea la stadion și eram toți pe iarbă, așa. Și zic, domn profesor Măgureanu, vă rog frumos, dacă puteți să mă luați și pe mine, îmi plătesc eu, stau în cameră de doi, stau în trei, stau și eu, nu știu, printre paturi, pe acolo, pe o saltea. Să fiu și eu acolo. La pregătire, îmi plătesc eu biletul de tren, alea, s-a uitat la mine, a râs așa, adică, și a zis, hai, vin o diseară la gară. Și m-am dus, vă dați seama, ei, a cumpărat trenul, dar nu a fost probleme acolo de masă, de astea, adică au apreciat chestia asta. M-am pregătit, a venit Dragan Petricevici, a pus pe o dună de nisip, pe toți, s-a făcut cunoștință cu toți, Costel Moscalo, Dumnezeu să-l ierte, Sasa Sestopal, Mitica Angel, Dănuț Popa, toți care erau atunci, hop, tinerii, care au unii dintre ei colegi cu mine la juniori și eu ultimul, știi, tu cine ești? Pampers. Pampers, primisem și porecla asta Pampers, că eram uscat așa și trăgeam cu ei la fiare, mă, eram slab, adică ce, 18 ani, 19 ani și era o singură reclamă atunci la da. Singurul post național, că nu, după Revoluție imediat nu prea da. Erau televiziuni și era o singură pe reclamă, era Pampers și o femeie care mângâia fundul copilului da. Spune cel mai uscat și fericit copil. Hop. Și atunci un coleg, Mihnea Moisescu, se uită așa la mine, era foarte bine, era, făcea decathlon la facultate, adică era dezvoltat, armonios, așa, și zice Pampers, cel mai uscat și fericit copil. Și asta și era de atunci a rămas mie, Pampers, da, da. Nu, n-am o problemă cu chestia asta. Așa îți mai spun și acum când unii mai vechi, da? Mai bătrâni, da, când mă văd cu ei legendele. Da, ce faci, băi? Cele dinaintea noastră, așa. Pampers, ce zici, bă, băiatule? Da, ok, nu, n-am o problemă. Da, și am mers în cantonamentul acela la mare, după care
S-a venit înapoi la munte, a fost mai, ceva mai serios. Dragan Petricevici a făcut cunoștință cu mine. Bogdan Popescu era în acel, era fix înainte să meargă la, venise de la Steaua odată cu Dragan, dar avea o clauză că dacă primește o ofertă din college sau așa merge. Poasă. Și a primit imediat și a plecat și apoi a fost la munte, după care s-a întors și oarecum s-a eliberat un loc, așa. Și am venit, dar n-aveam echipament, adică la un turneu amical. Și atunci am zis un tricou mai vechi și au găsit un tricou mai vechi fără, deci era singurul număr 11, singurul număr liber, ca să zic așa. Disponibil. Dar avea doar un 1 pe tricou, cusut. Și erau cusute, erau niște echipamente de astea vechi, torpii, nu știu dacă mai există acum, torpii. Torpii, așa, torpii și torpii n-avea, cu pâslă era cusut pe spate. Plecase și m-am dus la mama și am zis, uite, am primit echipamentul să fac parte din echipă. Era, ar fi suficient, deci nu mai trebuia altceva, eram în... Nu mai vorbeai un debut nimeni. La seniori, n-a fost să fie la fotbal, a fost și urma ceva turneu amical în care am intrat un pic, o era să scrie, dacă îl dam și coș, scria o foaie. Da, scria Burlacu 2, nu, Burlacu 2, două puncte. Dacă punea număr la casă, cum se zice în basket, ai pus număr la casă. Da, era asta, fericire. La casă, da, fericire mare. Și așa s-a început, încet încet. Ai dormit în noaptea de dinainte sau în aia de după? Pentru că era un lucru. Era fericire mare. Pentru că să vă, explic cum era la Iași. În 1997, când Iașiul a luat locul 3, deci a jucat finala mică cu Târgu Mureș și am câștigat 3-2. Deci au fost două victorii, se juca două meciuri. Era cel mai bun din 5. 2-2, da, la Mureș și 3-2 la... era echipă serioasă, cu sponsor, Moldrom, cu tot, cu Politehnica Iași, cu Universitate, cu tot. Din orice victorie se făcea nuntă. Nuntă, deci omule, la restaurant, deci masă cu legende, cu părinți, cu copii, cu, adică nuntă până dimineața la 4, adică noi se juca la 11 pe atunci dimineața. Era cam basme. Era cam basme, cam da. Basme. Și la deplasări, și adică am prins o perioadă, perioada aia, boemă, care încă venea... Mai e? Nu mai e. Nu mai e, nu neapărat la Iași. Nu, în basketul actual nu se mai permite așa ceva, nu, fiecare își face treaba, se lucrează noi, în loc de nunți și petreceri și cheremeze, acum se lucrează mult la refacerea imediat de după, nu mai e un meci la săptămână cum era pe timpuri, e meci la 3 zile, adică toată lumea tinde să joace cupe europene, toată lumea tinde să comprime. Vestiarul de fotbal e diferit, sau invers, vestiarul de basket e diferit de la de fotbal? Nu, să știți, nu. Există... Adică Bericioaica e Bericioaica, Caterinca. Exact, jocul exact. E joc, competiție. Da. Eu am văzut și ulterior, când veneam acasă la Iași, mergeam la Iași verile, mă antrenam tot cu echipa de fotbal. Adică încercam să îmbin, pentru că e foarte important să fii coordonat, să ai mișcările normale, să nu fii... Dar tot timpul zice trunchiat. Că fotbalul e mai așa, mai de derbedei și basketul e sport de oameni cu carte. Așa se spune. E adevărat, dar și în fotbal sunt oameni așa foarte inteligenți. Adică nu... Adică nu prea zici la basket că sunt derbedei. Daniel Pancu, colegul meu, e de o inteligență rară. Adică el are o inteligență nativă. Nativ. Că omul e... Da. Ok, dar și motrica trebuie să vină. Trebuie să corelezi picioarele cu mâinile. Adică fără doar și poate. Da. Ce bine că te-ai prins. Stai. Nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.